La mai bine de 24 de ore de la izbucnirea războiului ruso-ucrainean, situația din țara vecină continuă să fie una disperată. Înainte ca armata rusă să atace, în România au ajuns 4.000 de ucraineni, ulterior, după ce președintele Ucrainei a anunțat că bărbații peste 18 ani, care nu au dublă cetățenie, nu mai pot părăsi țara, doar femeile și copiii au mai putut fugi din calea războiului. Astfel, de la o zi la alta, mii de familii se destramă, își iau la revedere, cu gândul că totul se va termina cu bine și se vor revedea sănătoși. Un astfel de moment a fost ajuns să fie viral pe rețelele de socializare, emoționând o lume întreagă, după ce un tată, nevoit să rămână în Ucraina, și-a luat rămas bun de la fetița sa, cu lacrimi în ochi. Fără să știe încotro se îndreaptă, unde vor locui sau pentru cât timp, mama și copila s-au urcat într-un autobuz care să le ducă departe de atacurile rusești, pe un tărâm unde domnește pacea. Despărțirea de soție și de copila sa l-a făcut pe ucrainean să verse lacrimi amare. Bărbatul și-a mângâiat și și-a îmbrățiat fiica, care la rândul ei se vede pe imagini că plânge, apoi și-au luat la revedere, nu se știe pentru cât timp. Asemenea cazuri au devenit, din păcate, o normalitate în Ucraina, de ieri și până astăzi. Cu inima frântă, cu gândul la cei rămași pe teritoriul de luptă, femeile și copiii fug din calea soldaților ruși. Concret, din cauza războiului, 5 milioane de ucraineni ar urma să se refugieze în afara țării, avertizează agenția ONU. Până la acest moment, conform Shabiei Manto, purtătoare de cuvânt a înaltului comisariat ONU pentru refugiați, câteva mii au trecut deja granița, cu mașina sau pe jos, în țări vecine precum Republica Moldova, România și Polonia. Pe teritoriul țării noastre, potrivit ministrului de interne, au ajuns 10.624 de ucraineni. Pe teritoriul României au rămas 6.696 persoane. Din 10.624, 11 au solicitat azil în România și se află în centrele noastre de azil. Cele 6 centre, avem aproximativ 1.100 de locuri disponibile, gradul de ocupare de 50%, a mai afirmat Lucian Bode, notează RTV.